despre medici, boli, sistemul de sănătate în general am vorbit și vom mai vorbi, doamnelor și domnilor, până sistemul începe să funcționeze. Bună seara așadar la o nouă ediție Audiența. Discutăm în această seară, așa cum am spus, despre medici, despre încrederea pe care o avem în medici și despre alte lucruri extrem de importante. Și aici ne referim la niște articole scrise de, articole foarte bine puse la punct, publicate în reviste științifice de către un giurgiuvean de-al nostru. Este vorba despre doctorul Cosmin Georgescu, prietenul și colaboratorul TV Giurgiu, cu care noi ne mândrim. Bună seara, Cosmin! Bună seara. Mulțumesc pentru că ești în platoul Audiența. Și eu mulțumesc. Și pentru ceea ce faci, pentru pacienții tăi, așa cu seriozitate. Eu sunt unul dintre pacienții tăi, nu? Înscriși? Mulțumesc sau cum se numesc? Așa se numesc, pacienți înscriși, oameni care au încredere în tine și care vin cu tot sufletul. Vin cu tot sufletul. Uite, eu îmi fac mea culpa și tu știți, am mărturisit de la începutul emisiunii. Le spun și telespectatorilor noștri, cer scuze anticipat dacă un acces de tuse sau strănut mă ia cu asalt așa. Vrei tu discuția ceva. Și te întreb, intrăm în tema viroză pentru că bântuie. Sunt în platou, eu ce încerc facem? Să-mi... Concret. Să, da, ce fac concret? E bine să reprim un acces din ăsta, să mă țin de nas? Sau... Nu, e bine, nu. Trebuie să elimini germenii. Strănutăm. Și știu că ai un șervețel de unică folosință. Bineînțeles. Ți-ai luat batistuțele și acesta este... Aceasta e prima reacție, nu poți să o stăpânești. Să știi că dragostea și strănutul nu se pot ascunde, așa că oricât sunt eu medic de bun, aceste două lucruri nu le pot estompa și nici n-ar fi indicat. Prin tuse și strănut se elimină germenii și dacă elimini într-un element închis cum e batistă, atunci totul e în regulă. Da, și elimini... Elimini încărcătura virală. Mă întrebai, intrând pe hol aici, cum apar virusii ăștia și care este mecanismul lor de ajungere la om și așa mai departe. Noi nu suntem deținători de virus, noi nu avem virus în noi. Suntem, dacă vrei, ca să facem o comparație, cum sunt calculatoarele, ar trebui să fim curați, să nu avem în noi, să nu avem virusul, dar prin rețelele de socializare se transferă, prin sistemul acesta informatic, care este un sistem interuman. Vezi, tu spunea foarte frumos Tudor Vianu. Noi am ajuns să spunem ce iarnă frumoasă, ce primăvară frumoasă, parcă e o pictură. Dar, de fapt, pictura e făcută după natură. Dar atât ne-am șablonizat și atât ne-am tehnicizat, încât nu mai admirăm natura. Așa și eu. Dau explicații din calculatoare în loc să explicăm calculatoarele pe baza naturii. Sigur Deci, când cineva tușește strănut în fața ta într-o cameră sau într-un spațiu, autobuz, metrou și așa mai departe, încărcătura virală este foarte mare, viteza este viteza unui taifun și atunci ajunge în căile tale, respiratorii, ale pacientului încă sănătos în clipa aia și dacă n-ai o imunitate suficient de puternică să respingi atacul, preiei germenele. Cum facem diferența între o banală răceală sau o răceală și o viroză? Da, până la urmă niciuna nu e banală, să știi. Sunt viroze în care, Doamne ferește, rezultatele sunt negative și foarte severe și chiar tragice. Diferența este clinică. Sunt multe criterii diagnostice. În primul rând, într-o viroză, și aș vrea să spun că viroza este de două ori mai frecventă decât forma bacteriană, 75% din infecții sunt virale, deci foarte puține sunt bacteriene, ne ajută mult și sezonul. Infecțiile virale apar oricând în timpul anului, infecțiile bacteriene apar în special iarna-primăvara, acum e greu să decelăm că suntem în sezonul iarnă-primăvară. Virozele nu fac temperaturi mari, nu fac febră. De obicei fac cam până în 38, cam așa. Câtă vreme temperaturi mai mari apar în infecțiile streptococice, în infecții mai severe. Care sunt mai greu de tratat? Și una și alta, și unele și altele. Pentru virusuri nu avem antivirale specifice. Nu avem pentru fiecare virus, adenovirus, parvovirus, adenovirus, câte virusuri ne atacă căile respiratorii, nu avem antivirale specifice. Sunt o fericire că avem pentru gripă, avem vaccinul gripal înainte de inducerea bolii și există și niște tratamente specifice pe virus gripal. Există nu știu câte tulpini de cât acoperă acel vaccin cuprinde cele trei tulpini și acoperă infecțiile virale, fiindcă infecții virale gripale, fiindcă sunt trei tipuri de virus gripal care cam circulă în fiecare an. Persoane vaccinate, dar care s-au pricopsit cu câte o gripă. Dacă a făcut gripă, neapărat. Deci trebuie confirmat
confirmată. Și din păcate gripele se confirmă. Cine post-factum. După două săptămâni de la virus, de la infecție, de la prezența virusului în gât și în căile respiratorii superioare sau inferioare, se face serologie, se face studiul de sânge, dar este retroactiv, nu ne ajută în boală. Fiindcă anticorpii ăștia n-apar în primele zile, primele 7-10 zile, apar la 14 zile. Apărarea noastră necesită un timp pentru a produce anticorpi. Și facem o probă serologică, diagnostic post-factum, se certifică că a fost virus gripal sau nu a fost virus gripal. Deci apare prea târziu și nimeni nu se duce în stare sănătoasă după ce a trecut viroza să vadă a fost gripă sau a fost virus. Da. Dar atunci pot eu să spun cu certitudine că a fost virus gripal. Păi și atunci să nu mai avem încredere, nici eu nici nu mai am încredere. Asta nu poate pune nu, de în, în statistici. În statistici. A, când vorbim spui, atâtea cazuri de gripă confirmate și da, cum se fac statistice? Asta din nevoia de statistică. Nu știu de ce e nevoie de această statistică. Hai să spun și de ce nevoie. Hai să spunem că noi, fiecare medic, dăm o suspiciune destul de mare că ar fi gripă. Nu, certitudinea n-avem. Deci nimeni nu bagă mâna în foc că este gripă, așa cum Doamne ferește, într-o tumoră, nimeni nu scrie că e cancer până se face biopsie. Dar cred eu că este, că pacientul a slăbit. Și statistica se face pe prezumțiile medicilor. Prezumții cu mare șansă de probabilitate. Dar probe serologice nu facem, spun clar. Probe serologice nu facem. Și atunci și diagnosticul nostru de gripe e mai degrabă o suspiciune și există și aceste statistici, știu eu, pe suspiciuni mari, să spunem. Bun. Dar vaccinurile, ca să lămurim, se fac pe baza tulpinilor verificate clar în laborator. Acolo nu mai este suspiciune. Se vede ca un nor meteorologic ce fel de virusuri circulă în Europa, în Asia și pe baza lor se fac aceste vaccinuri. Și vaccinul este pentru întreaga Europa. Ce face România, face și Olanda, face și Grecia, fiindcă există cam același nor viral. Asta e. De ce refuză? De ce refuză? Înțeleg. Oamenii vaccinul. Eu prefer să nu mă vaccinez, mărturisesc. Și răcesc extrem de rar. Da. O dată la 3 ani, să zicem. Da. Nici eu nu spun că întreaga populație trebuie vaccinată, nu știu, pentru toate bolile, ci există targeturi, ținte pentru fiecare boală, pentru fiecare vaccin. Dacă vrei, le luăm pe fiecare în parte și discutăm pentru fiecare. Pentru vaccinul gripal de care discutăm și despre care este sezonul. Ar trebui vaccinate persoanele cu risc. O persoană ca tine ne permitem să vorbim. Sigur. Da, dacă e nevoie. Și în emisiune. Da, exact. Să fim serioși și cinstiți. Așa. Până în 3 ani există un risc, copiii aceștia nu au imunitate, n-au venit în contact cu virusul și ar trebui să fie vaccinați peste vârsta de 6 luni, până la vârsta de 3 ani. La început se face o jumate de doză care se repete la o lună, mă refer la doza adultului, după al doilea an de vaccinare se face doza completă. Bun, și vârstnicii, dincolo de 65 de ani, unde există tare, unde există deficit imun, unde apărarea nu mai este în siguranță. Și în plus, din categoria tineri adulți și cei care lucrează cu mulți oameni, cum ar fi sectorul vamal, penitenciare, medici și așa mai departe. Acolo este indicată vaccinarea. Voi medici? Noi medici, da, asistente medicale, fiindcă suntem în contact zi de zi cu foarte multe cazuri de așa ceva. De altfel, în toate țările lumii, statisticile arată că procentul cel mai mare în populație care este vaccinată este populația medicală. De ce? Fiindcă este conștientă, este informată, e mai bine să avem riscurile unui vaccin decât riscurile gripei. Să nu uităm că de gripă se moare. E un lucru pe care trebuie să-l spunem. De vaccin nu se moare sau cazurile sunt foarte rare când apar convulsii și când apare reacții adverse pe care le știm și noi. Dar să nu uităm că ele sunt excepțiile. Câtă vreme sunt mult mai... E raportul beneficiu-risc. Orice medicament are un risc, dar dacă beneficiul este mai mare, atunci el este administrat și mai ales administrat populație unde efectul este foarte mare. Dar există și cu ghilimele așa numitele vaccinări naturale, cu usturoi și cu fel de fel de produse naturale, apicole și neapicole, legume, fructe, care sunt foarte eficiente și ele. Și nu sunt împotriva lor și sunt de acord că există antivirale naturale. Foarte multe ceaiuri, foarte multe plante sunt. Și probabil că la așa ceva te referi. Cosmin, dacă un pacient simte că a răcit, se simte rău. Ce face? Vine la tine. Primul lucru ar trebui la să medicul de la familie, medicul da? De familie. Sigur că da. Nu la urgență. La medicul. La UPU. Ar trebui să vină la medicul de familie. Am urmărit emisiunea și sunt în temă, așa că... Îți mulțumesc pentru că ai urmărit emisiunea și dacă ai le spun telespectatorilor noștri, a fost emisiunea în care am avut ca invitați pe președintele Asociației Medicilor de Familie din Giurgiu, doamna dr. Rodica Bușcu și directorul Casei de Asigurări de Sănătate. Am discutat telefonic și cu doamna doctor
Mihaela Mazilescu, de la unitatea de la unitatea de primiri urgențe, și acolo am încercat să punem puțin lucrurile la punct, pentru că mi se pare că lucrurile au luat o raznă de binelea. Cei de la unitatea de primiri urgențe nu mai fac față cazurilor, numărului de cazuri, câtă vreme, să recunoaștem, tu ești medic de familie și vreau să te întreb dacă ești de acord cu ideea că mai repede fugi la urgență, pentru că voi aveți un program, pentru că poate trebuie să se programeze, poate este aglomerat și atunci hai să mergem la urgență. În același timp, normal, eficiența sau nu neapărat calitatea actului medical, nu poți face totul atât de bine atunci când într-o gardă ai 200 de cazuri. Da, greu e să spui bună ziua 200 de persoane, dar minte să te ocupi de problemele de sănătate. Și atunci te întreb, ce părere ai dacă ai urmărit emisiunea? Am urmărit. Vă felicit în primul rând pentru emisiune și pentru deschiderea tuturor celor care au fost prezenți și și-au arătat profesionalismul, și fiecare are dreptate. Să încep cu urgențele, care într-adevăr trebuie să se ocupe de urgențe reale și din păcate le vin cazuri, să zicem așa, ușoare, care ar fi de competența medicului. Și te întrerup, într-o gardă, știi câte sunt urgențele? 90 mi-au spus toate, din care reale doar 2%, 2%. Am văzut, am numărit cu mare atenție și așa este. Și sunt de acord cu ce spunea doamna dr. Mazilescu. Sunt de acord și cu ce spunea doamna dr. Bușcu, cu atât mai mult încât știu ce se întâmplă în cabinetul medicului de familie, dar nici noi nu putem să ieșim în întâmpinare atâta vreme cât pacienții nu vin spre noi. Pacienții care vin la noi și care ne solicită consultul, evident că îl acordăm. Dar pentru asta trebuie să vină la noi. Dar sunt pacienți care se deplasează direct spre urgențe. Dar când pacientul vine la medicul de familie cu febră, cu o simptomatologie care îl face să sufere, da? Și medicul de familie îi spune, nu ești programat, vino marți. Și azi e joi. Nu. Urgențele nu seamănă. Nu, cred sunt că amână... cazuri, Cosmin, te rog să mă crezi, despre care eu am cunoștință cu nume și cu... Urgențe nu se amână, aici iar trebuie să fie înțelegere între medicul de familie și pacient. Știi că nu pacient. Există nicio comunicare. Nu există absolut nicio comunicare între medicii de familie și Spitalul Giurgiu sau Unitatea de Primiri Urgențe. Acum există, uite, ați făcut liantul ăsta și bine că l-ați făcut... chiar dacă a fost media, sau cu atât mai bine că a fost media, până la urmă media. Nu, inițiativa îmi aparține, pentru că am fost pentru documentare la unitatea de primiri urgențe pentru un caz, pentru altul, pentru care fie nu erau urgențe, fie erau refuzați de medicii de familie, după care crede-mă că am devenit curioasă și am mers pur și simplu să stau, și medicii de la unitatea de primiri urgențe îi invită pe toți colegii mei din presă care vor să vadă ce se întâmplă acolo, să meargă. Eu mărturisesc că am stat 2 ore, 3 ore, așa, am făcut un exercițiu serios de răbdare. Este cumplit ce se întâmplă acolo, sunt depășiți numeric, sunt depășiți logistic, este foarte greu. Nu-i apăr, dar medicii de familie trebuie să recunoști că își fac, le stă în mână să-și facă un program, să gestioneze lucrurile în cabinetul lor. Sunt extrem de dificile. Doamna dr. Mazilescu a lansat o invitație și cred că nu doar în numele domniei sale, către medicii de familie să vină să vadă ce se întâmplă acolo. Mie mi se pare strigător la cer să nu aveți o comunicare. Totuși, acum este postul Paștelui. Da, este postul Paștelui. De ce nu s-au gândit medicii de familie așa, pro bono? Mi-a venit acum o idee, da? Să facă, nu știu câte cabinete sunt, dar știu câți bani au, Cosmin. Știu câți bani au centrele de permanență, Cosmin. Știu câți bani au medicii care au program și la centrele de permanență. Și aici vorbesc de sume. 5.000 de lei, 4.000 de lei, 3.000 de lei pe lună.
cât de frecventate sunt aceste centre de permanență, nici măcar nu sunt în totalitate cunoscute. Asta, pe urmă, asta vreau să spun. Asta, important, da. Să fie cunoscute, mulți, mulți mediatizate, bani. Da, acum nu puneți în cârca presei că nu sunt mediatizate. Nu, fiecare nu, din dar, trebuie să dar o comunicare, să o comunicare, pentru că aceste centre de permanență ar trebui să-i degreveze pe cei de la urgență. Dar vă spun, așa, o comunicare cu, acum, eu am discutat și cu doamna doctor Bușcu și da? Nu, tu nu te superi și înțelegi clar despre ce vorbesc. Dar în perioada asta a postului am spus o încercare, un exercițiu. Haide să ne strângem medicii de familie și în weekendul ăsta sau asta, ca și la farmacii. Farmacie de gardă. Da, cine face? Farmacie de gardă. Să faceți gărzi în cabinetele, adică tu în cabinetul tău, doctor, credeți că ar Dragă mea, Florina, ar fi posibil? Pacienții și giurgiuvenii știu, eu de vreo 10 ani am făcut gărzi. Da, adică eu știu și știu acolo cu cine vorbesc și tu și mergi și la domiciliul pacientului. Bun, și colegii pentru mei că merg, eu vorbesc numai numele meu, dar nu spunem nu de alții. Toți. Ne chemăm aici și vorbim și fiecare dacă e nevoie, dau nume. Nu vreau niciun caz. Eu spun de mine ce fac. Deci eu vreau să spun că am lucrat până sâmbătă și duminica seara la cabinetul meu și deschideam ușa la oricine este și rău și bine, să știi. Sunt cu două tăișuri lucrurile astea. În sensul că mi-e foarte drag să văd oamenii și să-i consult și să-i analizez și așa, dar în același timp se creează la un moment dat, cum să zic, o presiune, o putere negativă asupra ta și uneori e bine să te mai debarasezi, să te mai odihnești, tu ca om, ca ființă care te duci de luni până duminică acolo și am vorbit de cazul meu. Și de asta am simțit nevoia ca acum să lucrez până vinerea, dar Doamne ferește. Și ți-ai oferit aceste servicii plăcere doar pacienților înscriși la tine, da? La oricine, până la urmă. A, oricine. Da, am înțeles, știau, păi da, dacă ar face... Cine am cabinetul închis. Dacă ar face... Dar trebuie gândit un sistem de tipul ăsta, de el este gândit prin serviciul de permanență. Există. Acest sistem de permanență există. Deci există cabinete care sunt deschise și care pot să permită pacienților să vină și să... Uite, dacă ieșim, dacă ieșim pe stradă, nu ai ieși în comunele, da, acolo unde se află aceste centre de permanență. Da. Îți garantez că oamenii nu știu. Și îți mai spun... Florina? De multe ori medicii nu sunt acolo și am verificat acest lucru. O soluție foarte simplă ar fi ca fiecare cabinet să afișeze programe de permanență. Mai înțeles? Ca la farmacii. Cum scrie farmacie de gardă și eu și toți, eu n-am încă acces, dar probabil că mi se dă de la... Păi la Giurgiu nu există centru de permanență. Nu, pentru județ. Și dăm, afișăm fiecare, dar dacă afișează la Malu sau la Vedea sau unde vrei, la Malu, Spart, afișează programul din zona respectivă a centrului de permanență, se știe programul. Nu, asta se poate rezolva. Dar îmi spuneai, și cu asta aș vrea să punctăm, că anumiți pacienți care au febră, care tușesc, nu sunt văzuți de către medicul de familie când se duc acolo. Trebuie să-l vedem, fiindcă asta e relația între medic și pacient. Dacă ești pacienta mea, dacă tu vii la mine, acum, presupunând că nu ne filmează nimeni, și tu tușești și ai febră, crezi că o să spun, ieșiți domnișoara afară, lăsați-mă în pace, doamnă. Nu cred. Nu. Să fim serioși. Și pe de altă parte, noi medicii de familie nu trimitem la urgență. Noi nu avem bilet să scriem urgență. Dacă eu mă consider depășit de cazul tău că e foarte sever și ai puroi și nu știu ce, poți să te trimit la un neurolog, mă înțeleg, la un medic specialist. Sau să te trimit la examen radiologic toracic, să văd cum stai cu plămânii, sau la o spirometrie, să sufli într-un tub să văd. Deci așa ceva fac. Dar niciodată nu trimit la urgență. Urgența presupune că n-ai mai trecut pe la mine și te-ai dus direct acolo că erai foarte rău. Dar nu există rubrică să trimit eu la urgență. Există să te vadă regim de urgență un pneumolog, un infecționist. Asta zic, deci faptul că vii la mine și o te trimit la urgență nu e așa, fiindcă eu nu trimit acolo. Dar, nu știu, să fie ușa închisă sau... Dar altfel nu, mă înțeles? Asta vreau să lămurim. Da. Da. Și sunt urgențele majore, într-adevăr, care ar fi bine să ajungă direct la serviciile de urgență. Accident vascular, sângerări masive, accidente rutiere și așa mai departe. Să ajung direct spre serviciul de urgență. N-ar avea rost să facă un ocol, da, să vină spre medicul de familie și o să trimit acolo. De ce crezi că cei care merg la urgență ocolesc medicul de familie și merg direct la urgență? Odată ați spus voi în emisiune, sunt pacienții neasigurați, care trebuie să meargă acolo, fiindcă acolo li se asigură urgența. Și noi asigurăm așa numitele urgențe minore sau consultul imediat. Nimeni nu cred că pune problema să nu-ți ia o tensiune sau să nu-ți dea un sfat, chiar dacă nu ești asigurat. Deci suntem oameni și ajutăm și întrajutorăm. Deci asta ar fi una, pacienții care nu au asigurare și care preferă să vină direct la urgență decât să se ducă la un medic oricare ar fi el, neavând niciunul, medic de familie. Și a doua situație, când
pacientul și familia consideră situația destul de gravă încât nu s-ar putea rezolva într-un cabinet. Ar necesita o perfuzie, ar necesita un set de analize, fiindcă și aici este o discuție pe care iar ați avut-o vis-a-vis de analize și atunci prefer să se ducă acolo să-i facă pe loc un set de analize și la ora 10 jumătate. Nu, n-a fost vorba despre set de analize, a fost o speță pe care am discutat-o. Bun, deci și acolo se face pe loc și un set de analize, care cabinetul medicului de familie nu se face, un set de analize uzuale, să zicem așa. Da, am spus dacă 2% înseamnă adevăratele urgențe. Eu nu cred că restul de 90% sunt doar neasigurați și nu. Și cei care aparțin de... Dar noi avem toată, eu unul și toți colegii mei, cred, avem toată deschiderea față de serviciu de urgență, față de colaborare, față de o discuție, de o întâlnire comună. Da. Sigur că de o întâlnire să vorbim fiecare, să spunem cu ce spun acum, o spunem și atunci. Și eu mă înțeleg foarte bine cu colegii de la urgențe, cu colegii medici de familie. Până la urmă, fiecare avem multe de făcut. Problema este, spunea doamna doctor Bușcu, noi intrăm în altă sferă, noi avem foarte multe de explicat pacientului și tu știi, la nivel pasiv, adică dieta, adică tratamente pe termen lung și așa, și ne ajunge destul timpul ăsta, adică un sfert de oră trebuie să ia loc unui pacient chiar sănătos. Tu trebuie să aloci un sfert de oră, dar știi că sunt pacienți care se plâng, că cei de la UPU, pe mine m-a făcut să râd, dar în fine fiecare lucrurile, vede lucrurile sau le înțelege după propria... Da. Pregătire sau nu știu cum să spun, că nu sunt mângâiați, că nu sunt... Am asistat la discuția asta. Acolo este o altă specialitate și dau dreptate doamnei doctor Mazilescu. Doamna doctor, trebuie să fie mai iute. Fiindcă asta e urgență. Ce înseamnă urgență? Păi urgența știi că cel de la urgență, doctorul de la urgență, mie mi s-a părut, am întrebat stând acolo, așa, stăteam și analizam și întrebam, încercam să-mi lămuresc întrebările care se impuneau. Păi, îți vine un om de pe stradă. Cine se ocupă de identificare? Mă rog, prima procedură, anunțarea organelor. Medicul. De ce e treaba medicului? Da, asta, actul zic, medical cine? Face o emisiune specială, e domeniul lor, îi știu foarte bine, dar atâta vreau să... Am făcut material. Nu, dar să mai vină și doamna, și nu mai, toți colegii care sunt acolo la serviciul de urgență au multe de spus și multe de clarificat și de lămurit, fiindcă într-adevăr e foarte complicat ce e acolo și foarte, foarte complicat ca profesie și foarte nobilă. Fiindcă salvează viața. Ei lucrează cu oameni între viață și moarte. Ei lucrează acolo în foc continuu, într-un ritm foarte rapid, în care n-au mereu timp să mângâie pacientul, dar o fac infinit prin faptul că introduc o perfuzie, prin faptul că fac un set de analize, fiindcă salvează viața. Ce mângâie mai mult decât salvând viața? Asta e. Noi suntem într-un ritm mai lent, lucrăm, fiindcă noi ne ocupăm de altă categorie de pacienți. Nu intru acum în amănunte, dar și în cadrul urgențelor, Florina, există urgențe majore și urgențe minore. Americanii le clasifică în urgency și emergency. Adică sunt unele accident vascular când curge sânge în cap și alta când ai hipotensiune și când și aia se poate transforma într-un șoc, mai știu de care, hipotensiune. Da. Ce ne spui, ce părere ai despre noul contract, mă rog, care se află în discuție? Cu care am înțeles că nu sunt de acord medicii de familie, contract cadru. Am discutat punctual, eu propun tot cu doamna doctor Bușcu să discut lucrurile astea, să spun exact, eu discut mai mult de lucrurile medicale așa certe, fiindcă nu sunt în măsură, n-am făcut încă discuții cu colegii, doamna e președintă și știe în mai mare măsură. Eu, în general, am acceptat contractele care ni s-au dat și care... Ce se deosebește de vechiul contract cadru? Nu mă întreba. Nu știu foarte bine și foarte multe, încă mai am de studiat pe linia asta. Ok, trecem peste asta. Da, trebuie văzut. În general, repet, eu citesc și accept, pot eu să fiu împotriva sau să aplaud, știi? Dar problema mea, medicina nu se schimbă foarte mult printr-un contract cadru. Eu un raport de, cum să zic, de servicii și de... Și un sistem de plată. Și de sistem de plată, ca în orice muncă pe care o pretezi și pe care o prestezi. Sigur că da, un sistem de plată și un... mă întreb dacă sunt de acord cu sistemul de plată. Chiar nu-l cunosc, sincer, nu. Nici acolo... am avut o discuție în afara camerelor, spune că nu mă interesează așa de mult încât să fac grevă sau să plec de la cabinet. Da, dacă vrei să știi asta. N-aș plec de la cabinet din motive financiare. Bun. Hai să discutăm. Cineva de spune, da, imediat să citim și din mesaje. Mulțumiți guvernului Boc și gângavului Nicolaescu, care limitase numărul de pacienți ai medicilor de familie la maxim 20 pe zi. Oamenii au învățat cărarea la UPU. E cineva mai supărat?
Da, noi vedem câți pacienți vin. Noi nu domnul Georgescu este o excepție. Nu știu de unde are atâta energie. Păi nici eu nu știu și îl întreb mereu. Ne place ceea ce face. Facem din suflet și până la urmă pacienții ne dau energia asta, fiindcă în momentul în care și pacientul te iubește și te respectă, atunci n-ai cum să nu faci din inimă. De asta vroiam și aș vrea să punctăm și energia pentru ceea ce faci în afara cabinetului, publici în două reviste științifice, ai rubrici permanente, Cosmin. Să punctăm. Da. Lucrul ăsta s-a întâmplat și am venit cu mare bucurie ca să prezint lucrul ăsta. Tu știu că n-ai zis să prezint așa, de așa vreau. Uitați aici, o să arăt colegilor să nu se vadă numele revistei, dar să se vadă ce scrie aici foarte frumos. Academia Oamenilor de Știință din România, fondată în 1935. România este sigla Academiei Române a Oamenilor de Știință și o să vă arăt și articolul imediat, da, sigla este aceasta, și o să avem un articol foarte frumos, o să vă spun și ce mă bucură așa mult la acest articol. Mă bucură, aici îl avem, aici îl avem, articolul. Mă bucură foarte mult că există un colegiu profesional al acestei reviste, care este format numai din profesori universitari. Da, începând cu profesor doctor Inel Popescu. Și toți profesorii mari din țară. Semiologia în cabinetul medicului de familie. Aceasta este tema articolului și prevede semnele și simptomele care apar la pacientul care se prezintă la cabinetul medicului de familie pe majoritatea bolilor, de la anemie până la, știu eu, boli oncologice sau boli reumatice. Ceea ce m-a bucurat, Florina, este că este pentru prima dată când sunt recunoscut și nu fac în nume propriu. Vreau să spun că o să fac în numele Giurgiului. Tu o să vezi că scrie aici doctor Cosmin Georgescu din Giurgiu. Și am ținut foarte mult să se vadă lucrul ăsta, îți dau ca să confirm, și așa o să semnez mereu, fiindcă aș vrea să se știe de da, unde vin. Da, da, asta da, vreau să spun. Mi se pare foarte important. Într-o revistă atât de frumoasă să ajungă un oraș atât de frumos. Ființa mea e trecătoare pe aici, dar orașul va rămâne. Și mai există o a doua revistă care apare pe parcursul acestei săptămâni. Sunt reviste științifice academice. Ce înseamnă reviste științifice academice? Înseamnă că ele oferă niște puncte de educație medicală continuă pe care orice medic trebuie să le facă pe parcursul unui număr de ani. Și există și niște chestionare. Aici avem chestionarul, în care în chestionar sunt și eu prezent. Și asta m-a bucurat foarte mult că la una din rubricile acestea s-au pus întrebări din capitolul meu. Și întrebările nu le-am pus eu. Întrebările le-au pus colegiul profesoral care alcătuiesc rezidențiate, care scriu tratate medicale și care au considerat, mă rog, da, trebuie focalizat, dar mergem pe încredere, nu? Mai focalizăm, nu e cazul, nu? Da, îi rog pe colegi să focalizeze și să fie atenți la... Da, îmi prescriți foarte mult. Nu mai ascunde numele revistei, pentru că este o revistă științifică și tot prezentăm astfel de lucruri. Da, la semiologia în cabinetul doctorului de familie. Bun, m-a bucurat că niște oameni de prima mărime ai țării și ai lumii, până la urmă au studii în toată lumea, au hotărât să pună întrebări din ceea ce am scris eu. Bun, și o a doua revistă în care lucrurile acestea se întâmplă. Tot o revistă științifică, o să am și o să-ți trimit lunar, îți promit, Florina, ambele articole, din ambele ziare, din ambele reviste, pardon, și n-aș vrea să ne oprim la prezentarea revistelor fără a prezenta două reviste, tot la nivel național, aici pot să o arăt, este o revistă gratuită, o revistă a Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, și salut doi buni prieteni, au împlinit 4 ani ieri, Florina, este vorba asociația Fundația Bolnavilor de Cancer și de Hepatită din județul Giurgiu, Alin Bujan și Georgiana Crețu, și aici este unul din articolele pe care le-am scris, și acesta este în 2014, și mai este o revistă, da? Da, acolo scrie pe articol. Da? Și mai este încă o revistă din 2013, tot învinge cancerul, aceeași Federație Asociației Bolnavilor de Cancer, și la noi este și de hepatită. Aici este articolul. De fapt, într-o revistă sunt 2 articole. Mă bucură foarte mult că acești tineri inimoși care se duc în tot județul și care învață oamenii cum să prevină cancerul și ce screening-uri să facă și ce să prevină. Screening înseamnă să punem un diagnostic cât încă nu avem niciun simptom și astfel boala să fie curabilă. Rezultatele sunt foarte bune. Și ca să încheiem cu partea imagistică, mai avem tot într-un format mai mic niște întâlniri de conștiință, o revistă extraordinară care vine din Ploiești și care am avut onoarea să prezint o conferință medicală, terapia
prin suflet, terapia, așa aici te interesează și pe tine, Florina, că tu ca formație ești psiholog și te ocupi de sufletul oamenilor, nu? Și de interiorul lor. Chiar. Așa, nu? Dar, mă rog, tu nu ca formație, ca structură interioară. Eu de când te știu da. Cu sufletul, știu că ai încercat să alini, în primul rând, pe latură sufletească. Zic bine, cred că. Adevărat. Asta, să zic. Așa, și asta înseamnă până la urmă psihicul omului, este ce este în interiorul lui. Și a fost o întâlnire în care încercam o terapie prin suflet. Bun. Revenind la toate lucrurile astea, ce m-a bucurat și în același timp ce mă face să continui, este faptul că am reușit în niște reviste care se adresează profesorilor universitari, asistenților universitari, lectorilor. Aici au aproape obligația să publice oameni care au titluri doctorale. Înțelegi? Nu poți să obții un doctorat, nu poți să obții un titlu universitar dacă nu ai un număr de publicații, dar nu în orice revistă. Într-o revistă confirmată științific. Ori la mine, dintr-o dată, eu nu sunt nici profesor universitar, nici asistent universitar, eu sunt ca Țuțea, îl întreba pe Țuțea, zice, sunteți preot? Zice, nu, dar spovedesc unde apuc, știi? Eu nu sunt profesor universitar, dar ajung la oameni acasă și le țin conferințe. Te întrerup puțin, cineva spune, Cosmin Georgescu are o scânteie din renascentiști, medic, poet, filozof, publicist, un tânăr care face onoare Giurgiului. Felicitări pentru emisiune. Cineva care mă cunoaște, care știe ceea ce fac acolo în chilia mea, da, din care ies, însă sunt un călugăr care iese în lume și care are prezență media. Da, am considerat că e important să spunem ceea ce facem când simțim că ceea ce facem depășește granițele noastre. Și în momentul când am simțit și mă încarcă foarte, probabil asta, Florina, vine și de la o vârstă, știi, când începi să simți că treci, știi, faptul că rămâi pentru oraș, rămâi pentru oamenii care te iubesc, pentru conștiința de aici, atunci ești foarte încântat și ai face cu tot efortul zi și noapte muncind. Și atâta vreme, așa e și povestea cabinetului. Eu aș spune așa, că niciun pacient nu trebuie să spună că medicul nu e bun. Trebuie pur și simplu să schimbe medicul, să-și aleagă un medic pe care îl iubește și la care să țin. Deci nu doar relația asta. În primul rând să fie pregătit categoric, dar cu un medic foarte pregătit nu faci nimic. Nu e suficient să fii foarte trebuie pregătit. Să empatizezi cu... Sigur că da, de acord. Să te simți bine cu el, să știi că nu te refuză când vii la el și invers. Și să știi că și e și relația inversă. Și eu îmi doresc să am pacienți și, slavă Domnului, cam asta până la urmă se face, se cerne, nu? Să ai pacienți care să te asculte, care să savureze ceea ce spui, să înțeleagă fiecare la nivelul său ceea ce spui, fiindcă și noi în fiecare zi avem diferite grade de înțelegere de la pacienții care vin la noi. Eu niciodată am încercat să fac lucrul ăsta, să nu dau o rețetă, ia rețeta asta și vii săptămâna viitoare. Nu, uite, primul medicament îți scade secreția biliară, a doua scade secreția acidă, dar ce secreția acidă? Păi în stomac, noi producem acidul clorhidric. Și al treilea face lucrul ăsta. Ce gata, mamă, mi-ai spus destul, ajunge. Că sunt oameni care nu vor. Da. Ai citit un articol al meu, care a ajuns la altă revistă, în care făceam diferența între chirurg și medicul de familie. Și e foarte important. Ce spuneam acolo? Chirurgul, spune Ileana Vulpescu, e zeul medicinii. Ți-a scos vezica biliară, papa, ești bine. Ți-a scos apendicul, ești bine. Ți-a scos tumora, Doamne ferește, de ovar sau de uter, ești foarte bine. E, acolo e o minune imediată, pe care tu o vezi. Tu aveai o gâlcă de care ai scăpat, tu aveai o durere acută și releșinată și te-ai făcut bine. Medicul de familie nu e așa spectaculos. Medicul de familie e, cum îmi spuneam, mai lent, mai greu, mai saturnian, așa. Ai înțeles? Nu e mercurian, nu e iute. E, acolo este solar și este extraordinar și spun, fără niciun fel de gelozie, tristețe sau egoism, medicul chirurg. Fiindcă, într-adevăr, se vede și se cunoaște. E, rolul nostru, al medicului de familie, scriam acolo, este să avem harul de a atrage pacientul în fiecare zi. E ca o relație de cuplu, spuneam, unde în 7 ani, alteori mai devreme, apare histerezisul, apare forța de frecare și ceea ce ți-e drag nu mai ți-e drag, dragostea din pantofii de nuntă devine dragostea în papuci și atunci scad multe, vezi dramele comice ale lui Tudor Mușatescu. E, cam așa se întâmplă și în cabinetul medicului de familie. Dacă nu vei avea mereu lucruri noi să-i atragi pe pacienți, cum sunt aceste articole de știință pe care tu le transferi în ceea ce îi spui pacientului, dacă o să-i spui la infinit, te doare stomacul că ai gastrită și nu o să-i spui că s-a inventat un Helicobacter pylori și un tratament împotriva lui, că există o probă endoscopică și una de scaun, că există probe de anticorp și așa mai departe, mereu cu ceva nou, că s-a schimbat ceva în dietă, că s-a schimbat ceva în radiația solară. Să-i dai speranță. Și să vii cu noutăți. Medicina se schimbă zilnic. Draga mea Florina, și spun sincer asta, s-a spus că se schimbă 25% în 5 ani. Ce înseamnă asta? În 20 de ani că se schimbă total. O să-mi spui să-mi povești. Nu e adevărat. No. La mine în facultate, fiindcă am terminat acum mai bine de 10 ani, nu era computer tomograf și RMN, care acum nu mai discuți fără ele. Ecograful de-abia apăruse. Nu erau teste de anticorp monoclonal, nu erau tratamente în bolile grave, cum sunt hepatitele C și așa mai departe. Iată.
Și dacă ne îndepărtăm puțin de această transformare, de noutățile din medicină, de descoperiri și vorbim despre psihic, despre sugestie, autosugestie, cât contează? Enorm. Și bine, această autosugestie cred că nu poate fi exersată de oricine sau poate fi exersată, dar instruit cumva, ghidat sau măcar sugestie. Sugestia merge și fără voia ta. Au fost oameni care au căzut, niște muncitori, care au căzut într-un vagon frigorific și a doua zi s-au găsit pe corp leziuni de degerătură. Nota bene, vagonul nu funcționa. Deci nu avea temperaturi negative. Dar numai faptul că știau că au căzut într-un frigider i-a făcut să aibă leziuni de degerătură. Ce vrei mai mult? Și ei nu s-au studiat mecanismul ăsta. Mecanismul ăsta a fost spontan, fiindcă ei știau unde au căzut. Da? Dacă o să cădem într-o cușcă cu lei, o să avem rămpă noi a doua zi și o să vedem că nu era niciun leu acolo. Sunt lucruri foarte serioase și care se întâmplă. Și invers, dacă ai cancer și lupți împotriva lui cu toată credința, scapi de cancer. Există rugăciunea pentru cancer. De ce există rugăciuni pentru fiecare boală? Fiindcă ele sunt mai puternice decât medicamentele de cele mai multe ori. De ce există vindecări miraculoase la părintele Arsenie Boca la mormânt și lucrurile astea nu sunt povești? De ce Alexis Carel, care nu credea nicio clipă în minuni, ducându-se acolo și-a aruncat țigara și n-a mai fumat toată viața lui când a văzut un om vindecat ieșind de acolo și a câștigat Nobelul pe urmă cu studiile sale? De ce Paulescu, care a descoperit insulina, a demonstrat fiziologic existența lui Dumnezeu în noi? Să știi că sunt structuri dincolo și funcții dincolo de care medicina nu mai explică nimic și nici știința. Este ca în fizica cuantică. Dincolo de noțiunea undă-corpuscul, când ele devin împreună, cauză particula lui Dumnezeu. Deci sunt lucruri care nu se explică decât ființial suprem, decât prin ceva divin care e peste noi. Ai avut niște emisiuni superbe cu domnul Florian Dinu și cam așa se întâmplă lucrurile, da? Există acea teorie holistică a mai multor științe care merg împreună și nu-ți spun fiindcă tu le-ai făcut și știi foarte bine ce s-a spus acolo, le-am urmărit cu mare interes și sunt lucruri care trebuie cuplate și fizica și chimia și biologia și religia și... Cosmin, avem și un telefon să vedem cine este la capătul firului. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă rog, cu cine stăm de vorbă? Cu Moana. Bună seara. Bună seara. Alo. Da, bună seara. Noi vă auzim foarte bine. Doamna Florentina, aș dori să îl întreb eu pe domnul doctor. Eu sunt o persoană cu handicap gradul 2 și n-am nici în ziua dată medic de familie. M-am dus la diferiți medici de familie să mă înscriu și nu se poate să mă înscriu deoarece îmi solicită să plătesc o sumă mare de bani la Casa de Asigurări de Sănătate. Eu sunt bolnav cu gradul 2 de handicap. Am schizofrenie schizoafectivă. Mă internez periodic la București, la spital. Da, trebuie. Domn Marius, trebuie vorbit la Casa de Asigurări de Sănătate, să vadă exact care este statutul domnul dumneavoastră. Domnul doctor, cere o sumă de bani, 15-20 și ceva de milioane, pe care banii ăștia eu nu i-am. Da. Nu vă cerdem și tot pe baza unei legislații economice. Domnul Marius, da. Rămâneți în telefon, vă rog. Cosmin, ce crezi și aș vrea să rămânem în legătură cu telespectatorul nostru, rog regia. Ce face domnul Marius din punctul tău de vedere ca și medic, de medic, din perspectiva medicului? Trebuie consultat și văzut și tratat. Dar atâta vreme când nu se poate înscrie datorită faptului că trebuie acela aviz de asigurat de la Casa de Sănătate, domnul Marius, asta e problema. Domnul Marius nu poate primi bilet de trimitere, rețetă gratuită și tot sistemul. Pentru că tot sistemul ce face un om? Un va om fi văzut. Nimeni nu bolnav, lasă așa. Bolnav, neasigurat. Deci nimeni nu lasă ce așa. Ce să facă? În sensul că orice medic de familie îi va lua o tensiune, îi va vedea, îl va consulta, dar nu poate să elibereze o rețetă gratuită. Am înțeles, dar ce face în situația asta? Tot așa, trebuie văzut cu Casa de Sănătate, cu Direcția de Asistență Socială, cu cei care au asigurat handicapul și cred că există o solidaritate să domnul ajute într-un Marius, fel cu acei bani necesari. Dacă și, ne auzim. Domnul Marius, vă rog să vă lăsați datele la colegii mei din regie, da? Numărul de telefon și numele și mâine am să vă contactez. Și sănătate multă. Sănătate multă. Îi rog pe colegii mei din regie să preia datele de la telespectatorul nostru. Da, o să-l abordez pe directorul casei de sănătate să vedem ce spune. Da, și trebuie să existe
o variantă, da, și pentru acești oameni, sigur, da, sigur, care sigur sunt realmente cazuri, da, sociale. Îl înțeleg, șomerul care nu are un loc de muncă, dar tot merge și prestează aici colo, are un bănuț să-și plătească o asigurare, da, da, un serviciu medical. Da, exact, hibele sistemului, ajungem, Cosmin, la ce am discutat mai devreme și aș vrea să-ți mai citesc un mesaj. Întreabă cineva, probabil un proaspăt absolvent de medicină. Ce șanse are un medic proaspăt absolvent să-și deschidă acum un cabinet de medicină de familie? Ce să zic? Aș spune ce șanse am avut și eu la timpul respectiv. Îi încurajezi pe tinerii? Nu pot să-i încurajez, nu pot să-i spun că e un lucru ușor. Dar sigur trebuie să aibă speranță și trebuie să aibă curajul propriu. Eu nu le pot da curajul, ei trebuie să-l aibă. Curajul are fiecare dintre noi. Eu pot să-l încurajez formal așa. Dar în același timp îi spun că există o muncă titanică și un sacrificiu imens. Eu când am venit în Giurgiu, medici de familie erau deja formați și arondate anumite cabinete, fiecare avea un număr de pacienți. Și a trebuit să stau cu minte în cabinetul meu și să vină pacienții și să se înscrie și să merg pe stres să întreb care pacienți nu au medic de familie. S-au făcut lucrurile acestea. Erau pacienți și sunt și acum, să știi. Un număr important de pacienți care nu sunt înscriși. Și recomand medicii ordine care vin în Giurgiu și chiar de curând ne-a venit o colegă și salut prezența în policlinică, care merg din ușă în ușă, acolo sau în blocuri sau pun afișe, cine nu are medic de familie să vină să aibă către... Și noi care avem mai mulți pacienți și, slavă Domnului, am ajuns și eu la situația în care am foarte mulți pacienți, noi chiar îndrumăm când vin pacienți, spunem, puteți, dacă vreți să vă duceți la un medic tânăr care are foarte puțin pacienți, care are foarte mult timp liber, decât să veniți la mine să, cum ziceam, cu aceste programări, repet, nu se programează. Dacă gândesc, dacă da, pacientul se gândește, este mai tânăr și, nu știu, poate nu are atâta încredere, vin mai pregătiți din facultate sau este vorbim de un update așa. Asta vreau să zic. Pe de o parte ți-e frică că este tânăr și eu ca pacient, că până la urmă sunt și eu pacient, nu sunt numai medic. Când vezi un medic, te uiți și la vârsta lui, și la aliura lui, și la autoritatea lui. Știi, mă, dacă are o vârstă tânără și de-abia a terminat, ce experiență are, ce practică are. Este foarte adevărat și foarte bună întrebarea asta. Pe de altă parte, vârsta nu-ți dă neapărat înțelepciunea. Înțelepciunea nu e dată de numărul anilor. Poți să ai o vârstă înaintată, să nu mai fi citit zilnic sau periodic și atunci lucrurile să nu mai fie la zi și să te bazezi pe tratamente foarte vechi și pe practici și experiența ta. Foarte vechi. Experiența contează, da, dar nu este majoră. La ora asta, pe lângă experiență, contează foarte mult studiul zilnic, să spun. Cât de important este acest update pentru un medic? Este vital. De asta am pornit de la aceste articole. Nu importanța lor, nu faptul că am publicat în 2 reviste, în 10 reviste. Mie mi-a plăcut. Da, e important și asta, Florina. Și vreau să te întreb, unde găsesc telespectatorii, giurgiuvenii noștri, aceste reviste? Aceste reviste se găsesc pe site-urile de specialitate, pur și simplu dați reviste medicale și veți găsi toate reviste medicale din... Sigur. Dacă sunt în format electronic, nu. Ele sunt pe bază de abonament și pe bază de abonament electronic, care e mai ieftin decât abonamentul pe hârtie, de print, știi? Așa. Nu au și pagini. Unele au anumite articole, mai înțeles, nu au toate articolele. Au articolul de introducere, editorialul, cum se numește, care de multe ori este mai degrabă nemedical, ne prezintă lucruri generale. Bun. Dar cu drag le pot oferi și eu aceste reviste și găsim o soluție să le aibă toată lumea. Eu ți-aș propune ca periodic, când vei considera necesar și util, eu o să-ți trimit articolele ție pe mail și ce subiecte consideri interesante, mă chem și eu vin cu dragă inimă și facem o revistă orală, cum făcea Iorga revista vorbită la radio, da? Și cum făcea și Vianu și cum putem să facem și noi. Da. Deci asta propun, să ne întâlnim și să vorbim despre ele. Spuneam, ceea ce m-a încântat, Florina, și spun sincer, este faptul că ei m-au sunat de la redacție și au zis că vor permanent, că vor să-mi trimită un număr de reviste gratuite pentru prieteni. Adică se vede că e ceva academic. Sigur că crede-mă, da. Sincer zic. Și imediat, chiar vinerea asta, înainte să vorbesc cu tine pentru emisiune, m-au sunat să, și o să ți-e trimit, ca să vezi, în aprilie sunt invitat să dau interviuri în 2 reviste. Mare lucru. În reviste tot așa. Mare lucru. Fii atentă, într-un forum care va fi în aprilie, forum național, eu sunt chemat să dau interviu de fond
pentru forumul medicilor neurologi, psihiatri, urologi, gastroenterologi din aprilie. Am să-ți aduc revista și deja mi-au trimis și întrebările. Și va fi un ninja și mai va fi încă una, cred că te va interesa foarte mult într-o emisiune, managementul cabinetului medicului de familie. Cum gestionăm noi cabinetul? Foarte mult mă interesează, da. Să-mi trimite întrebările și o să-ți trimit imediat articolul. Deja îți promit că ți-l trimit pe cel în care m-au întrebat calitățile nemedicale ale unui medic. Faptul că scriu, faptul că am conferințe, faptul că fac alte lucruri în afara medicinii. Da, spunea Napoleon Bonaparte, noi generalii câștigăm prin aptitudinile noastre non-militare. Deci un general e bun nu prin faptul că dă cu pumnii. Da. Și că țintește exact. Bine. Răbdarea, filozofia, inteligența, psihanaliza. Da. Da, cam adevărat, foarte contează adevărat. Contează și ce face un medic în afara cabinetului. Foarte important. Este foarte important. Da. Deci, mai avem, că aș vrea să punctăm Florina cu Ebola, sunt păi, exact, despre asta vreau să vorbim acum. Guvernul României a înființat Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, Comitetul Național Ebola. Da. Te rog să... Hai să punctezi, da, ce pot eu și aștept întrebările din partea ta, că sunt foarte multe întrebări. Cine produce boala, ce tratament avem, care sunt semnele de boală, de ce ne interesează în Giurgiu Ebola? Cred că asta e întrebare foarte haide, importantă. Haide până vorbim de măsurile luate ce de este, guvern, ce este ce Ebola, este sigur. Ce Ebola. Ebola nu e așa de departe de noi. Un mare profesor, Adrian Steinu Cercel, care are și un spirit de glumă și nebunia asta a bolilor infecțioase, dacă nu glumim, nebunim. Profesor Adrian Treinu Cercel spunea Ebola poate să ajungă în România în 12 ore cu pauze de aeroport cu tot. Deci și cât stăm prin aeroporturi. Deci poate să ajungă foarte repede. Ebola e numele unui râu din Republica Democrată Congo, unde în 1976 a apărut primul caz. În ce constă Ebola? O boală care în 3-5 zile de la debutul ei merge cu febră mare, peste 38,5 grade Celsius, cu vărsătură, diaree, de multe ori cu sânge, cu sângerări neașteptate din diferite părți ale corpului și în 10 zile duce la deces. Deci, de ce discutăm? De o boală? Doamne, la da. Deces în 10 zile. Cea mai mare obligatoriu? A fost, nu. Cea mai mare epidemie a fost în 2014. Virusul cel mai periculos este varianta Zaire. Sunt 4 tulpini în funcție de țările unde apar. A doua variantă este Sudan. Virusul Zaire, mortalitate 90%. Deci din 190 mor. O să mă întreb de ce scapă cei 10%. Datorită imunităților. Datorită faptului că au un grad de apărare care respinge virusul. Și fac anticorpi. Când dozezi anticorpul în sânge, vezi că el este prezent și asta există un vaccin nesătuși. Pentru... S-a făcut vaccinul. Deocamdată a mers pe voluntari și este destul de eficient, urmează adică să fie aprobat. Este încă în testări. Când ai o epidemie, apropo și de ce spuneai tu, facem vaccin aici, nu mai merge să mai mănânci usturoi. Când te-a lovit Ebola, Doamne ferește, atunci tu poți să semnezi că vrei să faci vaccinul. Că este și un vaccin post-infecție și unul pre-infecție, ai înțeles? Sau când te duci ca voluntar cu organizațiile acestea non-guvernamentale în zonele de risc, poți să faci acel vaccin dacă ți-l asumi. Vaccin acceptat, OMS, deci Organizația Mondială a Sănătății, nu mai stă să verifice 5 ani în plină epidemie un vaccin, că moare toată populația aia și, Doamne ferește, poți să moară continente întregi. Și atunci începem cu un tratament care face mai bine decât boala, mai înțeles? Da. Cum te poți... Cum ne îmbolnăvim și vreau să spun ce conține vaccinul. Vaccinul conține glicoproteinele din carcasa virusului și practic tu te obișnuiești cu ce conține carcasa virusului și când vine carapacea virusului, tu răspunzi împotriva ei. Și mai sunt și două virusuri, adenovirusul și virusul aftelor bucale, care au capacitatea să producă niște glicoproteine de tip Ebola. Interesant că virusul Ebola seamănă cu niște virusuri banale, cu virusul rujeolei, cu virusul oreionului, sunt cam din aceeași ordin, nu din aceeași familie, din aceeași ordin. Adică au același ARN monocatenar unii helical. Vezi că vorbesc ca în academie. Deci are aceeași structură pe interior, inelușul ăla care este acidul nucleic care se transmite, este același la aceste virusuri și în virusul rabiei. De ce ți-am spus? Avem vaccin pentru rabie? Vezi Pasteur, vezi românii noștri, vezi Babeș, da? Care au introdus vaccinarea în România. Avem vaccin pentru rujeolă, avem vaccin pentru oreion. De ce să n-avem în câteva zile, câteva luni, câțiva ani și vaccin pentru Ebola? Eu sunt foarte optimist că îl vom avea. La ora asta s-a inventat un test foarte bun pentru Ebola și anume dacă până acum a dura poate o zi, două să avem rezultatul, astăzi, știi când, în 20 februarie 2015, deci cu câteva zile în urmă, Organizația Mondială a Sănătății a acceptat un test care se face din pulpa degetului, o singură picătură de sânge, în 15 minute spune dacă ai Ebola sau nu, ceea ce este foarte important, nu mai am sursă electrică, nu mai trebuie să mă mai duc el la laborator pe drumuri de țară și unde nu există curent electric, vezi cătune din Africa și pot direct să pun diagnosticul pe banderetă, pe dipstick din acela. Sunt niște anticorpii policlonal caprini, pui picătura de sânge de la pacient, se diagnostichează antigenul de Ebola. Cum se ia Ebola? Ebola se ia
foarte ușor. De la om la om prin atingere. De asta este numită pesta, ciuma zilelor noastre. Fiindcă așa se lua ciuma din Evul Mediu. În Evul Mediu erau catapultați oameni morți, cadavre, cu ciumă în cetăți și murea toată cetatea. Așa s-a răspândit ciuma în Europa, venind din alte zone. Da? E simpla atingere, pe sudoare, pe transpirație, pe picătură de sânge, pe picătură de salivă, pe umor, pe secreții, pe scaun, vărsături și așa mai departe, orice material biologic, dar inclusiv pielea care are pe ea secreția aceasta a transpirației, sudorația, transmite persoanei sănătoase prin micile crăpături ale pielei care nu se văd cu ochiul liber, virusul. Și de aceea, ai văzut ce sistem au dat la televizor la un moment dat, a fost un caz care a mers de la Constanța spre București. Da. Sunt cosmonauți. Acel sistem se numește EPP și tu te-ai pregătit și ai citit normele acestea, hotărârile acestea ministeriale, în care domnul ministru secretar de stat, domnul Raed Arafat, ne indică foarte clar. Asta a fost înțeles către toți medicii de familie din toate țările, către toate UPU, către toate direcțiile de sănătate publică și e bine că noi spunem prin media lucrul ăsta. Acele sisteme cu triplă mânușă, cu combinezon din cap până în picioare, cu mască, cu există un fel de, l-am numit eu în articolul meu, scafandri de suprafață. Inclusiv ai o respirație autonomă, ai tuburi speciale ca să nu respirați de acolo, fiindcă la un moment dat se poate lua și prin aerosoli. Sunt unii care infirmă că s-ar lua prin aerosoli, aerosolii sunt gazele, nu? Ce rezultă prin pulverizarea unor lichide, nu atât din salivă, dar mai degrabă din sânge, dar oricum se ia dacă pacientul tușește în fața ta sau, Doamne ferește, expiră niște picături în fața ta. Bun. Se ia deci prin simplă atingere. Sursa se pare, încă nu este confirmată, dar se pare că aceasta este, este un liliac dintr-o peșteră din zona Ugandei. Acest liliac egiptean se hrănește cu fructe, lasă saliva și dejectele sale pe fructe, nu mănâncă toate fructele pe care le atinge. Oamenii culeg fructele și la fel primatele non-umane, adică maimuțele antropoide, urangutan, cimpanzeu, gorilă. Vreau să zic că au murit foarte multe primate, au murit foarte multe antilope și imediat urmează de la epizoonoză, adică moartea unor număr mare și infecția unui număr mare de animale, urmează epidemia, adică afectarea unui număr mare de oameni. Faptul că au murit primatele anunțau că în curând vor muri și oamenii, fiindcă sursa de hrană era comună, mai înțeles? Și simpla manipulare a fructelor. Eu de asta și am scris în articolul meu lucruri pe care alții nu le-au scris, eu le-am pus cu semn de întrebare, că la un moment dat nu știi de unde se naște minunea, știi? Paulescu a descoperit insulina într-un cabinet din București. Și a fost preluată pe urmă informația și în Canada și în Statele Unite și la Paris, dar el a descoperit-o banal, pur și simplu, de multe ori descoperit într-o greșeală. El a lăsat, făcea un test de altceva, nu de insulină, a lăsat un câine care avea amputat pancreasul să vadă cum merge digestia fără pancreas și a doua zi și ce a găsit? A găsit o baltă de urină în laborator. Nimeni nu știa de ce, decât s-au supărat îngrijitorii. Ce a făcut domnul Paulescu? Ia uitați câinii ăștia ce fac pe aici. Ce se întâmplase? Nu mai avea insulină și făcea poliuria diabetică. Urina și el a văzut că în urina e multă glucoză. A făcut proba de urină. Și trebuie să ai mintea să vezi de ce peste noapte a scăpat atâta urină. Bun, așa și eu am pus întrebarea. Doar fructele alea n-ar trebui testate? Când vin spre noi, să facem niște antigen de suprafață pe fructe astea. Și de asta recomand, ai văzut toată lumea, desface portocala, banana, kiwi, fructe ce mănâncă exotice și direct mănâncă. Spălați-vă, oameni buni, pe mâini, spălați mai întâi coaja fructului foarte bine. Nu mai manipulați și mâncați direct. Recomand, tot în articolul meu, am zis că o să ți-l trimit, există contactul ăsta salivar pe care îl vezi prin piață, pe care îl vezi pe la comercianți. Eu mereu le spun, oameni buni, lăsați, știi că eu am început să merg cu punga mea și cu sacoșa mea. De ce? Fiindcă nu vreau să-mi ia din stocul de punguțe prin acest mecanism. Există buretiera aia, hai să avem puțină apă și ei așa. Da. E, prin salivă se transmite ebola. Ce vrei să spun mai mult? Da. Sau pâinea neambalată, sau... Orice hai contact. Să vedem care e proaspătă, care... Orice contact cu secrețiile noastre e risc de a transmite. Deci, iată, suntem loviți în punctele noastre slabe. Cum îi educăm pe copiii noștri să se protejeze? Prin ceea ce spunem și prin emisiunea asta pe care ai făcut-o și care se va da în reluare și o vor vedea cei care nu au văzut-o acum, să fie de cât mai multe ori ascultați. Aceste lucruri simple. Îi rog pe colegii mei să schimbe titlul Cum ne ferim de Ebola. Da, este foarte important. Deci, în primul rând, spălat pe mână cu apă și cu săpun și prin frecare, un lucru banal, dar nu doar am trecut pe la un săpun și gata, eventual de ăsta lichid. Cu săpun lichid, cu săpun solid, spălat bine, cum se spală chirurgii. Spălat bine și încheietura mâinilor, poaineu ăsta, da, spălat bine și la sfârșit, eventual, mai ales noi cei care lucrăm în spitale, da, sau dacă ați avut în contact cu un pacient, cu un bolnav sau cu ceva dubios, o secreție, o materie biologică și cu alcool sanitar, da, cu spirit pe românește. Bun. Deci spălat bine după folosirea toaletei.
după scaun, spălat bine înainte de fiecare masă, că tot mergea, păi sunt curat. Nu mai mâncați fructe direct din pom, nu mai mâncați fructe căzute. Atenție că se duc unii alții și fac călătorii prin țări exotice și mănâncă, s-a transmis pe calea asta, carne crudă, de maimuță, de liliac, se poartă, creier de maimuță, nu știu pe unde, carne crudă, servit nu știu cum, carne, exact, delicatese, da. Iată că trebuie să fim foarte atenți. Manipularea vânatului, a cărnii crude, poate duce la așa ceva. Sunt în zona Africii, dar Doamne ferește dacă se extinde și în alte zone această boală, fiindcă deja e vizată toată lumea. La ora asta nu mai este o boală a Africii și o boală a Europei. Atâta vreme cât participi la o conferință internațională, cât ești pe un aeroport, să nu uităm că noi avem aici, și foarte bine că avem comunități, știi foarte bine, avem emigranți, avem oameni pe care îi ajutăm, da, și care sunt în azil, da, da, aici, da, da, și care pot să aducă astfel de... Și noi umblăm în toată țara, avem sportivi care pleacă în Africa, care pleacă în Asia, oriunde putem, participanți, vă spuneam, la o conferință. Bun, sunt acele ritualuri în Africa și culmea că avem și noi astfel de ritualuri, de înmormântare, în care defunctul este spălat. Ori spălarea ritualică, pentru a se duce curat pe lumea cealaltă, în Africa mai are o fază. În vasul în care a fost spălat defunctul, se spală pe mâini prietenii, familie și familia. Oh. Și atunci îți dai seama ce se poate întâmpla. Așa s-a transmis, nu? Poate să ies. Ei, ce s-a observat, Florina? În casa, în așezământul, în care cel care a stat cu bolnavul cu Ebola și care a murit în câteva zile, nu a atins bolnavul de Ebola și nu a atins materiile lui, n-a murit. Deci, iată, minima igienă. Știi cine scăpau în război? De multe ori, soldații germani care se spălau până la brâu și nu făceau tifos exantematic, se spălau cu zăpadă. Și păduchele de corn nu venea. Ce înseamnă să te speli și pe soare și pe ploaie și pe gheață și pe... Știi? Deci, e simplu. Aș recomanda termometrizarea. Tot ce intră în țară, pacienți, pasageri, scuză-mă, să nu fie pacienți posibile Ebola. Și atunci, orice temperatură peste 38 de grade Celsius, 38,5, istorii de vărsături, există chestionare, le ai în anex acolo, în care să fie prezente în fiecare cabinet medical, în serviciile UPA, astea sunt norme, legi ale statului român și ale tuturor statelor vor fi, în care avem chestionari ce s-a întâmplat în ultimele 21 de zile, fiindcă această Ebola se transmite, are o incubație, o perioadă latentă de 21 de zile. Dacă sunt mai mult de 21 de zile de la contactul cu tot ce am zis, pacient decedat, zonă Africa, pacient care a fost suspect sau confirmat de Ebola, dacă au trecut 21 de zile, riscul de facerea bolii nu mai există. Și ne interesează în acel chestionar tot ce s-a întâmplat în ultimele 21 de zile. Deci vărsătură, diaree cu sânge, orice sângerare spontană, orice febră peste 38 de grade, de asta spun trebuie termometrizați când intră în porturi, în aeronave. Da, nu există un dispozitiv care să... Da, nu există. În film am văzut. Ăla e de radiații pentru metale și pentru așa ceva. Dar sigur că ar trebui să fie porți termice, da, pentru a depista temperatura peste 38. Până atunci noi trebuie să mai facem puțină educație, da? Da? Să ne spălăm până la porțile termice, să ne spălăm bine pe mâini și să spălăm ceea ce mâncăm. Atât vreau să spun, orice caz suspect, 112. Se anunță prin 112, avem febră, diaree, vărsături, așa, se anunță 112, se transferă apelul către Comitetul Național Ebola, există președintele Raed Arafat, care este președintele Comitetului Ebola și care imediat preiau cazul. Se trimite o ambulanță cu regim special, care avem acest echipament, vom avea fiecare județ și noi vom avea așa ceva. O ambulanță, deci, specială. Dacă cineva se simte rău, are diaree, vărsături, și febră peste 38. Da, și mai ales sângerări nejustificate, de oriunde, din nas, din mucoasa vaginală, spontane, echimoze, vânătăi pe piele, puncte roșii pe piele care indică spargerea unor vase. 112 și anunță aceste simptome. Anunță aceste simptome și imediat este trimis spre sistemul Ebola și să dea Domnul să fie. De când a intrat în vigoare această măsură? Nu, a venit săptămâna trecută, dar asta am și venit așa repede cu... Da. Ele calde, da? Da. Cred că sunt și datate. A fost comitetul de curând. O săptămână cel mult, da. Eu imediat le-am citit, am luat legătura cu foarte important de știut. Directorul Parmaiescu, toată echipa directorului de sănătate publică și toți suntem mobilizați. Este și un... acest, chiar pe hol m-am întâlnit cu un... colega fusese înainte de misiune și îmi spunea că și serviciul de urgență au făcut o simulare pe Ebola. Da, au făcut. Da. Cosmin, am ajuns la finalul emisiunii. Te mai aștept cu drag. Niciodată nu terminăm de discutat ce ne-am propus la începutul emisiunii. Succes în continuare în activitățile tale extra cabinet, să zic așa. Și sănătate celor care ne ascultă și
domnului Marius și tuturor celor care ne-au sunat și ne-au scris. Sănătate pe domnul Marius, îl vom contacta mâine. Și tuturor, și tânărului medic, tuturor. Tuturor, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această seară. Noi ne revedem joi la o nouă ediție. E timpul să vorbim. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!